Așa cum v-am promis pe Areopag, seria pelerinajelor noastre continuă. Destinația de astăzi este Muntele Athos sau Grădina Maicii Domnului, un adevărat tezaur al Ortodoxiei. Ne aflăm în portul Uranopolis și timp de o oră și jumătate vom călători către Daphni, portul de unde vom începe propriu-zis pelerinajul nostru. Sunt George Grigoriu și împreună cu Miron Alexandru și Claudiu Păun vă spunem bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Realitatea Spirituală, o emisiune de suflet într-o lume materială. Unic în lume, prin specificul său, Athosul reprezintă cea mai importantă comunitate monastică a Ortodoxiei, o adevărată oază de spiritualitate și cultură. De mai bine de un mileniu, aici au găsit refugiu spiritual monahi de diferite naționalități, greci, români, ruși, sârbi, bulgari, ciprioți, dar și americani sau nemți, au poposit pe aceste meleaguri încărcate de istorie pentru descoperirea sau aprofundarea relației cu Dumnezeu. Considerat un adevărat bastion al credinței, Muntele Athos atrage zeci de pelerini zilnic. Exersați prin vizitele la locurile sfinte din Israel și Grecia, ne-am hotărât și noi să poposim pe aceste meleaguri. Regulile de acces sunt însă diferite față de orice alt loc. Teritorial, aparține de Grecia, însă regiunea are autonomie fiind subordonată din punct de vedere religios Patriarhiei de Constantinopol. Pelerinii ce vor să intre pe Muntele Athos trebuie să se adreseze acestei instituții în vederea obținerii diamonii Tirionului, un fel de viză de intrare și ședere. Acesta este aprobat de către patru reprezentanți ai mănăstirilor atonite, iar apoi primește binecuvântarea Patriarhiei de Constantinopol. După ce am demarat procedurile și am obținut acest document ce ne garanta accesul pe munte, ne-am deplasat azi de dimineață în portul Uranopoli, lângă turnul bizantin, pentru a ne îmbarca pe feribotul ce ar fi trebuit să ne ducă în portul Daphni, poarta de intrare în Muntele Athos. Trebuie precizat că accesul în munte se face doar pe mare, iar prezența femeilor este strict interzisă. Pentru această nouă călătorie îl vom avea alături de noi pe părintele Nicolae Vladu din Basilica Trevor. Calimera! Calimera! Iată-ne împreună călători prin Grecia. De data aceasta, destinația noastră este deosebită din toate punctele de vedere. Suntem călători pe acest vas care se numește Agia Ana, Sfânta Ana, spre un loc geografic care aparține peninsulei Halkidiki. Este vorba de cel de-al treilea braț al acestei peninsule, alături de Cassandra, de Sintonia. Aflăm brațul Athos. O palmă de pământ care se întinde pe circa 60 de kilometri lungime, o lățime variind între 7 și 12 kilometri. Și cu o istorie, mai ales pentru că dacă reducem totul la geografie, acestea ar putea să fie datele cât se poate de sintetice. Sfântul Munte, Agion Oros, Grădina Maicii Domnului, iată câteva din denumirile paralele, sinonimele pe care le putem da acestui braț Athos al peninsulei Halkidiki. Pentru că, într-adevăr, aici este concentrată foarte multă istorie. În secolul al V-lea înainte de Hristos, istoricul Herodot ne povestea că în această zonă exista o viață socială, culturală, dar mai ales religioasă foarte intensă, aici existând 7 temple ale unor zeități păgâne. De altfel, chiar și denumirea aceasta de Athos vine de la Athos, unul dintre personajele mitologice, un trac care în lupta sa cu zeitățile Olimpului a fost aruncat
pe acest braț al peninsulei. Aici nu e foarte clar de aici, cine pe cine a aruncat Poseidon, pe Poseidon. Nu este foarte clar. Este o mitologie, sigur că da. Dar ceea ce este cel mai important pentru noi creștini ortodoxi este faptul că acest ținut este grădina Maicii Domnului. Se spune că după înălțarea la cer a Mântuitorului Hristos, după momentul pogorârii Sfântului Duh, toți Sfinții Apostoli au început să plece în călătoriile misionare pentru evangelizarea, pentru creștinarea popoarelor păgâne. Maica Domnului ar fi rămas cu Sfântul Ioan Teologul, așa cum Mântuitorul Hristos îl rugase pe apostolul și ucenicul său iubit ca să aibă grijă de maica sa. Se spune într-o tradiție bisericească foarte veche, dar cu mult sângură de adevăr, că Maica Domnului și-ar fi dorit și ea să propovăduiască Evanghelia, cuvântul vieții veșnice. Dar Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan n-o lăsa. I-a propus la un moment dat să meargă împreună pentru a-l vedea pe Lazar, cel care era deja numit episcop în Cipru, care fusese înviat de Mântuitorul la patra zi, un exemplu, o taină, dacă vreți, poate cel mai puternic exemplu al posibilității învierii noastre din morți, pentru că știm că Lazar a fost înviat a patra zi. Deci Maica Domnului împreună cu Sfântul Ioan Evanghelistul pleacă spre Cipru, dar datorită unei furtuni acostează poate undeva în această zonă, pe aceste țărmuri ale muntelui Athos. Macedonia. Macedonia centrală. Și din acest moment se întâmplă o schimbare radicală. Pentru că aici încă mai existau temple, existau închinători la anumite zeități păgâne. Ei bine, toate aceste zeități se cutremură văzând că însăși Maica Domnului vine pe aceste meleaguri. Chiar templul Apollo sau statuia de Apollo se sfarmă în acel moment. Exact, da. Tradiția aceasta ne vorbește despre sfărâmarea acelui templu și de groaza pe care au avut-o toate acele zeități în momentul în care au simțit și mai ales au văzut-o pe Maica Domnului venind spre Athos. Dar dacă este să discutăm simbolistic, practic cade o lume, e lumea veche, lumea care era bazată pe zeități, uneori chiar antropomorfe. Sigur că da. Și trebuie să ne aducem aminte de un eveniment care se întâmplă la ceasul al șaselea, când catapeteasma templului din Ierusalim, atunci când Mântuitorul Hristos își dă Duhul, moare pentru noi și pentru mântuirea noastră, se rupe în două, așa cum ne spun Sfinții Evangheliști. Cert este că Maica Domnului, potrivit acestei tradiții, le vorbește tocmai despre taina mântuirii, taina întrupării Fiului lui Dumnezeu de la Duhul Sfânt și în persoana ei. Și acesta poate fi un motiv pentru care astăzi în Sfântul Munte oricare dintre călugării sau frații viețuitori aici citesc zilnic de câteva ori acatistul Bunei Vestiri. Acatistul acestei minuni care se întâmplă în viața și în istoria neamului omenesc, întruparea Mântuitorului Hristos. Da, știți care e paradoxul? Pentru că este un munte, un loc ales chiar de Maica Domnului, dar este un loc unde femeile nu au acces. Da, este un loc ales de Mântuitorul pentru Maica Domnului, pentru că Mântuitorul îi spune Maicii Domnului că de acum înainte acesta este locul ales pentru ea. Cu siguranță Maica Domnului nu putea să rămână aici, dar și dânsa, la rândul ei, credințează acest loc celor care vor dori să trăiască după rânduiala creștinească și vor dori, într-adevăr, să facă ceva mai mult pentru mântuirea lor, adică pentru monah. Avem și briză, avem pescăruși.
Este specific mediteranean? Da. Bine că ne-am avut furtuna, pentru că atunci ar fi fost mai greu în dimineața aceasta ca să ajungem la Dafni. Mă întrebați în legătură cu organizarea administrativă a Sfântului Munte. La ora actuală sunt 20 de mănăstiri, așa cum prevede un regulament de organizare a Sfântului Munte datat în anul 1926, care la rândul lui preia regulamentele de viețuire și de organizare ale mănăstirilor, schiturilor, colibelor din Sfântul Munte, mult mai vechi, începând cu anul 972, când avem primul document de acest fel, așa numitul Tragos. La ora actuală sunt 20 de mănăstiri, sunt 14 schituri și în jur de 250 spre 300 de colibe și chilii în care viețuiesc fie din punct de vedere cenobitic, adică ca o organizare a mănăstirii de obște. Despre aceste mănăstiri se spune că sunt mănăstirile comuniste. Da, da. Pentru că sistemul de administrare e unul de obște. Bunurile se împart în mod egal la tuturor. Exact. Practic, fiecare dintre monahi are strict numai ce deține în chilia sa, nimic mai mult. Masa se organizează împreună cu toată obștea. Nu are voie, practic, să aibă o avere personală, așa cum sună, de fapt, și unul dintre cele trei voturi monahale, cel al sărăciei. În celelalte mănăstiri idioritmice, aici... Sau liberale, cum le numesc. Sau liberale, da. Aici, sigur, fiecare poate să aibă ceva, o mică avere personală. Adică bunuri personale, pentru că nu se pune problema de avere. Putem vorbi de o avere. Și așa cum vom vedea împreună, sărăcia, într-adevăr, este la ea acasă. Da, totuși, spuneam mai devreme că sunt 20 de mănăstiri ca formă de organizare. Paradoxal, deși este un munte, din punct de vedere istoric, susținut de domnitorii români, de finanțele venite din țara noastră, noi nu avem nicio mănăstire, avem doar două schituri. E schitul Prodromul, schitul Lacu, dar din punct de vedere administrativ noi nu deținem o mănăstire, deși ca organizare am putea. Vedeți, și aici poate să fie o taină și o rânduială a lui Dumnezeu, pentru că, într-adevăr, nu avem o mănăstire românească, deși de-a lungul istoriei am fi putut să avem, datorită acestor nenumărate dani. Și vom vedea că, practic, fiecare dintre cele 20 de mănăstiri a fost într-un fel sau altul ajutată de-a lungul secolelor de domnitorii și voievozii români. Dar ceea ce este foarte important de reținut este faptul că toți monahii români sunt niște trăitori veritabili ai Evangheliei Mântuitorului Hristos și ai viețuirii creștine. De aceea cred că important este nu neapărat să avem o mănăstire. Avem cele două schituri care, din toate punctele de vedere, sunt bine organizate, sunt bine întreținute și mai ales au o viață și o trăire duhovnicească aparte. Schitul Prodromul, vom vedea, este ca o adevărată mănăstire, el are ca schit dimensiunile unei mănăstiri. Schitul Lacul, sigur, este altfel organizat, pentru că aici există mai multe chilii, circa 10-12 chilii, care împreună formează schitul Lacul.
Situația așezămintelor românești de la Athos reprezintă o pagină ușor paradoxală din perspectiva istoriei. De-a lungul timpului, considerându-se continuitorii vechiului Imperiu Bizantin, domnitorii români au fost adevărați protectori ai locașurilor de pe Sfântul Munte. Cele mai multe dintre mănăstiri au fost construite, reparate sau menținute de către aceștia. În acest sens, conform unor calcule superficiale, între secolele 15-19, suma banilor oferiți Athosului s-ar fi ridicat la aproximativ 1 miliard 600 de milioane piaștri, fără a pune la socoteală alte nenumărate avantaje pe care aceste mănăstiri le aveau de pe urma domnitorilor români. Aproximativ 8% din suprafața întregii țări de astăzi era închinată mănăstirilor atonite. Situația avea să se reglementeze abia în timpul lui Alexandru Ioan Cuza. Cu toate acestea, românii nu beneficiază nici astăzi de dreptul de a avea o mănăstire românească la Athos, ci doar de schituri ce aparțin de mănăstirile grecești. Conform unui studiu realizat de către profesorul Ioan Moldoveanu, în acest moment, în mănăstirile atonite există aproximativ 40.000 de documente românești care atestă relațiile dintre domnitorii români și mănăstirile atonite, însă aceste documente nu sunt catalogate de nimeni. Iar dacă acest proces ar începe, făcând o medie de 1.000 de acte pe an, tot ne-ar trebui de azi înainte vreo 40 de ani pentru arhivarea tuturor. Până atunci, România va rămâne probabil reprezentată la Athos doar la nivel de schituri, cele mai reprezentative fiind Prodromul și Schitul Lacu, la care vom ajunge și noi în curând. Destinația noastră are mai multe opriri. Am plecat din Uranopolis și până la Dafni, unde avem ca destinație finală, până acolo oprim de mai multe ori. Practic, vaporul care poate să plece fie din Uranopoli, fie din Ierisos, depinde la ce mănăstire vrei să ajungi. Se poate ajunge numai pe calea aceasta maritimă, partea vestică unde ne aflăm acum sau pe partea răsăriteană a Athosului. Asta e un element care l-ai precizat. Nu l-am precizat, dar e bine că am făcut-o acum. Și de fiecare dată vaporul oprește când ajunge în aceste mici porturi, practic, ale mănăstirilor. Sigur, sunt și schituri care au astfel de arsane, cum se numesc în terminologia de aici. Ne aflăm, aici oprit pentru prima dată la mănăstirea Dohiariu. Mănăstirea Dohiarului. Dohiarul era și este în această terminologie mănăstirească economul mănăstirii, cel care are grijă de administrarea ei. Mănăstirea aceasta, Dohiariu, a fost întemeiată în aceeași perioadă, câțiva ani mai târziu, după ce a fost ridicată mănăstirea Sfântului Atanasie, ce este foarte important. Întemeietorul, practic, primei mănăstiri mari, cea a Sfântului Atanasie, Marea Lavră. Ceea ce este foarte interesant de văzut aici, doi arhangheli. Hramul Sfântul Nicolae, la un moment dat, în secolul al XVII-lea, a fost schimbat în cel al Sfinților Arhangheli. Ceea ce este foarte important de precizat aici este faptul că în biserică se află portretele votive ale lui Alexandru Lăpușnanu, al soției sale, doamna Ruxandra, și a fiului Bogdan. De asemenea, tot aici se află mormântul mitropolitului Teofan al Moldovei. De ce lucrul acesta? Pentru că la moartea lui Alexandru Lăpușnanu, doamna Ruxandra a dorit foarte mult ca soțul său, pe care îl știm din istorie așa mai dur în relația cu boierii săi, să fie pomenit. Și atunci, într-un moment de încercare din punct de vedere financiar a acestei mănăstiri, doamna Ruxandra investește foarte mulți bani, îl trimite pe însuși mitropolitul Moldovei din acea perioadă ca să aibă grijă de toate lucrările. Ei bine, mitropolitul Teofan moare, mormântul său se află pe partea de nord a bisericii mănăstirii, iar pe partea de sud putem vedea până astăzi chipul lui Alexandru Lăpușnanu, al doamnei Ruxandra și al fiului lor Bogdan, spre pomenire. De altfel, o mai vedea repetându-se aceste dani și la celelalte mănăstiri. Opririle noastre vor continua. Cred că ne vom opri și la mănăstirea Sfântul Pantelimon, Rusicon,
și apoi vom ajunge la Dafni și sper să fie împreună un pelerinaj foarte frumos, pentru că în Sfântul Munte, și aici este foarte important de precizat, nu putem face o simplă și banală călătorie, să ne inspirăm din ce spune Wikipedia sau alte site-uri care prezintă mai mult geografic aceste locuri. În Sfântul Munte venim pentru a fi pelerin. Trebuie trăit. Fără această trăire nu avem niciun câștig și nu avem niciun folos. Sper ca această călătorie să fie pentru noi un prilej de întărire sufletească și un prilej de a cunoaște, măcar în parte, pentru că, sigur, sunt multe locuri și multe mănăstiri pe care nu le vom vedea. Dar să fie pentru fiecare din cei care ne văd sau ne ascultă ca o sămânță care poate să rodească în timp. Să facem și noi un act de credință, de mărturisire, pentru că acesta este până la urmă pelerinajul, și să încercăm și noi, fiecare în parte, să descoperim bogăția duhovnicească, bogăția istorică a Sfântului Munte, grădina Maicii Domnului. De altfel, toate călătoriile noastre pe care le-am făcut, atât la Ierusalim, în Grecia, la Sfântul Efrem, la Sfântul Nectarie, la Sfântul Ioan Rusul, sunt călătorii făcute pentru cei mai mulți dintre români, pentru cei care nu au posibilitatea să ajungă în aceste locuri, pentru cei care au evlavie la aceste așezăminte, la sfinții de aici, dar care, iată, poate din diverse motive nu au cum să ajungă. Facem această călătorie și pentru ei, o facem și pentru noi, o facem pentru toată lumea. Să ne ajută Dumnezeu! Călătoria pe Muntele Athos, pe lângă semnificația sa spirituală, are și o puternică semnificație istorică. Așa aflăm că prima mănăstire, Dochiariu, ce întâmpină pe călătorii plecați cu vaporul din portul Ranopolis, îi are drept titor de seamă pe Alexandru Lăpușneanul și doamna Roxandra. Documentele din acea vreme spun că mănăstirea Dochiariu ajunsese într-o stare atât de dramatică, încât părinții nu aveau nici măcar unde să-și plece capul. Lăpușneanu a refăcut biserica din temelii, iar apoi, după moartea sa, doamna Roxandra a continuat sprijinul acordat mănăstirii, răscumpărând toate datoriile pe care aceasta le avea la înalta poartă. Tot ea restaurează biserica centrală și trapeza. În rândul ctitorilor, mai trebuie amintiți și Radu cel Mare, Neagoie Basarab, Vlad Vintilă sau Radu Paisie. A doua mănăstire ce ni se înfățișează de pe malul Atonit este mănăstirea Xenofont, pe care ulterior urma să o vedem și de pe uscat. Mănăstirea a fost construită în secolul al X-lea de către Sfântul Cuvios Xenofont, unul dintre ucenicii Sfântului Atanasie, întemeietorul monahismului atonit. Așezământul îl are ca patron pe Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, căruia îi sunt închinate aici două biserici. Tradiția spune că icoana Sfântului, ce se află astăzi în Biserica Mare, a călătorit singură pe apă, fiind adusă de valuri după ce fusese aruncată în mare de către iconoclaști. Încântat de faptul că îi purtăm numele Sfântului Gheorghe, părintele ghid al mănăstirii ne permite să facem câteva fotografii, lucru pe care îl considerăm un mare privilegiu, având în vedere regulile stricte în acest sens. Pe spatele icoanei a rămas mărturie până astăzi locul în care ea a fost arsă de către necredincioși. Miraculoasă este și icoana Maicii Domnului, cea despre care se spune că, deși a fost mutat la mănăstirea Vatoped, s-a întors singură la Xenofont, călugării înțelegând că aceasta este voia Maicii Domnului de a rămâne în acest loc. După căderea Constantinopolului în 1453, mănăstirea a fost întreținută, vreme de aproape 5 secole, prin contribuția domnitorilor credincioși ai țării românești și ai Moldovei. Așa se face că în vechiul Catolicon se găsește portretul lui Matei Basarab și al soției sale Elena. Mănăstirea a primit ajutoare însemnate și de la Ștefan cel Mare, Neagoie Basarab, Mihai Viteazul sau Constantin Brâncovean. Mari titori ai mănăstirii au fost pe la anul 1545 și boierii craioveni Barbu Banu, Danciu Vornicu, Pârvu și Radu. După incendiul ce a cuprins mănăstirea, în anul 1807, ultimul mare ajutor românesc se trimite mănăstirii între anul 1817-1837, când se și zidește noua biserică a mănăstirii, aceasta fiind considerată cea mai mare biserică grecească din Sfântul Munte. După ce am lăsat în urmă mănăstirea Xenofont, privirea ne-a fost atrasă de silueta inconfundabilă a mănăstirii Pantelimon. Cu arhitectură spectaculoasă, dar și cu acoperișul său verde, mănăstirea captează orice privire. Cunoscută și sub denumirea de Rusicon, mănăstirea este considerată Marea Lavră a Rușilor din Sfântul Munte. Văzută de sus, ea seamănă cu un adevărat orășel cu multe turnulețe. Mănăstirea este cunoscută astăzi prin faptul că aici a viețuit Sfântul Siluan Atonitul, prăznuit de Biserica Ortodoxă pe data de 24 septembrie.
Acesta a lăsat posterității scrierile sale ca o mărturie a dragostei pentru Dumnezeu și pentru oameni. Mănăstirea Sfântul Pantelimon a fost întemeiată prin secolul al XI-lea în timpul împăratului Alexios I Comnenul, de către câțiva călugări veniți din Rusia, iar Biserica Mare a fost construită în anul 1765. De-a lungul timpului, alături de țarii ruși, domnitorii români au susținut în mod substanțial această mănăstire, închinată Sfântului Pantelimon. Foarte important de remarcat faptul că aici, mai ales în secolul al XVIII-lea, voievozii Calimachii din Moldova și mai ales Carlat Calimachii au ajutat foarte mult această mănăstire. În 1806 este construită biserica mănăstirii, biserica centrală, cu sprijinul financiar al acestui domnitor Carlat Calimachii. În ultimii 10 ani, această mănăstire, care se afla într-o stare destul de grea, datorită faptului că n-a fost multă vreme locuită de monachi ruși, a cunoscut o perioadă de înflorire și, așa cum puteți vedea, incinta, mănăstirea, toate corpurile de chilie, aici avem în față chiar arcondaricul, deci clădirea în care sunt cazați pelerinii care vin în vizită la această mănăstire. Toate aceste clădiri au fost reparate, desigur cu sprijinul, cred eu, al credincioșilor ruși din întreaga lume. În istoria mănăstirii apar figurile lui Vlad Țepeș, Ștefan cel Mare, Radu cel Mare, Neagoe Basarab, Ioan Vocordat sau Constantin Racoviță. Mănăstirea este cunoscută și prin clopotele sale imense, cele mai mari din toată Grecia și care atunci când sunt pornite, dangătul lor răsună în întreg muntele. Clopotul mare are circa 13.000 de kilograme, el fiind tras numai o singură dată pe an, când mănăstirea își serbează hramul. Recent, în luna ianuarie, întreaga lume creștină a fost informată cu privire la o minune ce a avut loc în această mănăstire. În timpul unor lucrări de cercetare, a fost descoperit negativul unei fotografii care surprinde apariția clară și miraculoasă a Maicii Domnului în mănăstirea Sfântul Pantelimon. Fotografia și minunea au avut loc în anul 1903, când un călugăr s-a hotărât să fotografieze momentul în care starețul mănăstirii și ceilalți călugări împărțeau pâine călugărilor mai nevoiași din muntele Athos. După ce un călugăr a developat fotografia, a văzut cu surprindere că pe fotografie apare silueta unei femei, îmbrăcată în călugăriță, care pleacă și ea de la rând cu o pâine în mână, asemenea călugărilor nevoiași. Pentru călugării din Athos, minunea a ajuns să fie de atunci sărbătorită an de an, fiind trecută și în calendarele ortodoxe. Ceea ce este cel mai surprinzător este faptul că fețele călugărilor erau îndreptate în cu totul altă parte, ceea ce ne demonstrează că aceștia nu văzuseră absolut nimic. După o călătorie de o oră și jumătate, iată ne-a ajuns în portul Daphne. De aici va începe aventura noastră pe munte de Athos. Furați de mirajul peisajelor atonite și preocupați cu orice jurnaliști de imortalizarea lor, am luat contact cu prima lecție despre cele lumești. Astfel, inevitabilul s-a produs la Daphne. Neobișnuiți cu disciplina atonită, aproape militară, și neatenți la sfaturile ghidului nostru, am ratat debarcarea în port. Aparent leneș pe apă, bătrânul vapor s-a dovedit extrem de sprinten atunci când s-a decis să nu zăbovească mai mult de 2 minute în Daphne, ceea ce ne-a făcut să privim neputincioși cum embarcațiunea se depărta de mal, iar ghidul nostru ne făcea semne disperate pentru că tocmai ne pierdea. Sigur, mai există și varianta notului, însă echipamentul luat pe gestiune, dar și prezența ricilor de mare ne-a făcut să ne răzgândim. Eu am crezut că aici e capăt de drum și că aici se oprește. Am ratat coborârea. Pare să că vom coborâ abia la următoarea stație. Nu știu ce înseamnă treaba asta, dar poate că așa trebuie să se întâmple. Tot ce am putut face a fost să luăm legătura telefonic și să stabilim un nou punct de întâlnire, portul mănăstirii Sfântul Pavel. Acest lucru avea însă să ne dea peste cap tot programul. Nu știu cum ar fi fost dacă am fi respectat programul inițial, dar știu că imediat am început să ne bucurăm de micul nostru accident. În definitiv, în viață toate lucrurile se întâmplă cu un scop. Parafrazându-l pe Einstein, coincidența nu este altceva decât modul discret prin care Dumnezeu se manifestă. Cum problema de a ne rătăci total fusese eliminată, deja ne bucurăm de noile priveliști oferite cu generozitate de malurile atonite. Și uite așa am reușit să bifăm noi obiective în traseul nostru, pentru că deja Athosul începea să-și dezvăluie noile comori. Prima pe listă a fost mănăstirea Simonos Petras, sau Simono Petra. Asemenea unui cui de vulturi, locașul domină întreg peisajul situat pe latura sud-vestică a peninsulei atonite, cu arhitectură impunătoare, asemenea unei cetăți medievale, construită pe stâncă la o înălțime de aproape 250 de metri deasupra nivelului mării,
Mării, mănăstirea îndeamnă la contemplație. Întemeietorul ei a fost Sfântul Simon, izvorătorul de mir, în secolul al XIII-lea. Potrivit tradiției, în noaptea de Crăciun, o stea s-a lăsat peste stânca muntelui, arătându-i acestuia locul unde trebuia să fie zidită mănăstirea. De aceea s-a și numit mănăstirea Noul Betlem. Tot potrivit tradiției, un înger al Domnului a înconjurat stânca cu o sfoară și, apucând Sfântul de un capăt și îngerul de celălalt capăt, au tras amândoi de sfoară, retezând vârful stâncii, realizându-se astfel un platou pentru construcția mănăstirii. De la acest schit și-a primit numele și actuala mănăstire, anume Simonos Petra, adică Piatra lui Simon. De-a lungul timpului, mănăstirea a fost atacată, incendiată și distrusă. Între anii 1591-1599, voievodul Mihai Viteazu reface integral mănăstirea. Domnitorul român a trimis mănăstirii mai multe obiecte de cult și a închinat mai multe locașuri din țară, printre care mănăstirea Mihai Vodă din București, schitul Beșteleu din județul Argeș și schitul Izvoranul din județul Buzău. Din acest motiv, portretul domnitorului se află la loc de cinste în trapeza mănăstirii. După un nou incendiu, domnitorul Matei Basarab reface și el mănăstirea. Astăzi, aici se află o importantă bibliotecă zidită în stânca muntelui, cu tehnologie de ultimă oră. Vaporul nostru nu ne permite să zăbovim prea mult în apropierea mănăstirii, astfel că ni se înfățișează o nouă mănăstire, nimeni alta decât mănăstirea Grigoriu. După ce ne-am amuzat de coincidența de nume, am înțeles că de fapt chiar trebuia să ajungem pe aici. Aceasta este cea mai mică dintre mănăstirile atonite și a fost construită în secolul al XIV-lea. În legătură cu începuturile acestei mănăstiri nu avem foarte multe informații, mai toate documentele acesteia pierzându-se în diferite incendii. Fiind expusă la malul mării, de-a lungul timpului, ea a reprezentat o tentație inclusiv pentru atacurile piraților. Pe la sfârșitul secolului al XV-lea, mănăstirea a fost distrusă de pirați, călugării fiind omorâți. Reconstrucția ei avea să se facă tot cu ajutoarele primite din partea domnitorilor români. Pentru contribuția sa generoasă, Ștefan cel Mare este cinstit aici ca cel de-al doilea ctitor. În anul 1497, Sfântul Ștefan cel Mare zidește din temelii biserica centrală. În anul 1500, Sfântul Ștefan donează mănăstirii suma de 24.000 de aspri. Astăzi pot fi văzute, încă în stare de funcționare, două corpuri de chilii, precum și turnul de pază, construite de domnitorul moldovean, așa cum reiese din cele două inscripții originale fixate în zid. Urmașul lui Ștefan cel Mare, Bogdan, la rândul său continuă activitatea de susținere a mănăstirii. Atacată din nou de pirați, ea este refăcută de Petru Rareș și Alexandru Lăpușneanu. În anul 1761, domnitorul Alexandru Ghica donează 25.000 de aspri pentru diferitele trebuințe. În interiorul bisericii se păstrează icoana Maicii Domnului Pantanasa, adusă din Moldova, diferită însă față de cea de la mănăstirea Vatoped. Aceasta a fost dăruită de doamna Maria de Mangop, soția lui Ștefan cel Mare, fiind singura icoană care a scăpat din toate incendiile. Penultima mănăstire din traseul nostru maritim este Dionisiu. Construită pe o stâncă abruptă la 80 de metri deasupra mării, aceasta datează din cea de-a doua jumătate a secolului al XIV-lea, fiind ctitorită de Sfântul Cuvios Dionisie din Corița, cu ajutorul împăratului bizantin Alexie al III-lea Comnenul. Tradiția întemeierii acestei mănăstiri seamănă cu cea de la Simonos Petras. Locul pe care a fost zidită mănăstirea a fost descoperit Sfântului Dionisie în timpul unei rugăciuni la miezul nopții, pe acel loc apărând o lumină minunată. Dintre domnitorii români, ctitori ai Sfintei Mănăstiri Dionisiu, îi amintim pe Mircea cel Bătrân, Neagoe Basarab, Mircea Ciobanul, Alexandru Lăpușneanul, Petru Șchiopul, Matei Basarab sau Constantin Brâncoveanu. Un rol important l-a jucat în istoria acestei mănăstiri Sfântul Neagoe Basarab, domnul țării românești care a refăcut în întregime mănăstire. Ceea ce se vede în spatele nostru este Mănăstirea Dionisiu, o mănăstire de tip cetate cu ziduri medievale, ziduri groase. Este o mănăstire care adăpostește sau găzduiește una dintre icoanele pictate de Sfântul Apostol și Evanghelist Luca. Este vorba despre icoana Maicii Domnului, o icoană făcătoare de minuni. Aici a fost ca viețuitor Sfântul Nifon, cel care avea să ajungă patriarh de Constantinopol, dar și mitropolit al țării românești în timpul lui Radu cel Frumos. Istoria spune că în urma unui conflict, a unei disensiuni cu Radu cel Frumos, pentru că patriarhul, mitropolitul, nu acceptă ca fiica lui Radu cel Frumos să se căsătorească cu un boier care mai fusese căsătorit, pentru acest motiv Sfântul Nifon este exilat, este trimis înapoi la Constantinopol. După această poveste se adeverește ceea ce Sfântul Nifon avea să spună, și anume faptul că în țara românească lucrurile nu erau chiar așa cum trebuiau să se întâmple. Radu cel Frumos moare în urma unei boli destul de grave și destul de urâte. Se umple de bube. Pe patul de moarte cere să fie adus Sfântul Nifon pentru a se împăca cu el. Însă atunci când delegații ajung la locul în care Sfântul Nifon ar fi trebuit să fie, aceștia află că a murit.
cel care avea să împace lucrurile mai târziu, avea să fie Neagoe Basarab, Sfântul Neagoe, domnitorul care fusese ucenic al Sfântului Nifon. Acesta, într-un pelerinaj somptuos, îl aduce racla cu moaștele Sfântului Nifon pentru a le depune deasupra mormântului celui care fusese Radu cel Frumos. În urma unei viziuni, dar și în timpul rugăciunilor, se produce marea împăcare. Sfântul Nifon îi apare lui Neagoe Basarab și îi spune că s-a împăcat cu Radu cel Frumos, dar îi cere acestuia ca în țara sa să fie pace și liniște. Iată că istoria, dar și spiritualitatea, au elemente extrem de comune, trebuie doar să le găsim. Face parte din frumusețea istoriei, dar și a călătoriei noastre. Sfântul Neagoe Basarab a ridicat aici turnul de apărare pe care se găsește inscripționat ziditul sa acest turn din temelie cu grija și cheltuiala lui Neagoe Basarab, domnul Valahiei, în 1520. La Dionisiu se citește zilnic imnul acatist al Maicii Domnului și tot aici se află icoana imnului acatist despre care se spune că a fost pictată de către Sfântul Apostol Luca. Una dintre cele mai importante piese, Epitrahirul dăruit de Petru Rareș și doamna Elena, se află la loc de cinste în mănăstirea Dionisiu. Acesta este cusut cu fire de aur și argint pe o mătase roșie, din care ies în relief cei 12 apostoli ce țin giulgiul cu care a fost coborât în mormânt trupul Mântuitorului. Și pentru că cine se frige cu ciorbă, suflă și iaurt, imediat după ce părăsim mănăstirea Dionisiu ne și prezentăm pe Puntea Vasului pentru a fi sigur că nu repetăm isprava de la Dafni. Portul mănăstirii Sfântul Pavel se întrezărește, iar noi, conștiincioși, suntem deja primii pentru debarcare. Iată, ne ajungi și la Sfântul Pavel. Teoretic, aici ar trebui să ne întâlnim cu Părintele Ghid, să vedem ce va urma. De altfel, nu știu ce s-ar mai întâmpla dacă am ratat și această coborâre. Probabil am ajunge în Turcia. Ca și în celelalte porturi, vaporul nu staționează mai mult de câteva minute. După ce ne luăm la revedere de la vasul care ne purta pe mare timp de aproape 2 ore, ne pregătim de întâlnirea cu ghidul nostru. Din fericire, bun cunoscător al locurilor, acest lucru avea să se întâmple destul de repede. Astfel că deja ne pregătim să ajungem la mănăstirea Sfântul Pavel. Drumul până la mănăstire este amețitor. Cu cât urcăm, serpentinele sunt tot mai periculoase, iar hăul de pe partea stângă ne creează emoții. Noroc cu șoferul nostru, pe care, întâmplător sau nu, îl cheamă chiar Hristos. Este o taina lui Dumnezeu până la urmă, tot ceea ce ni se întâmplă, dar de multe ori sunt și lucruri foarte folositoare. Sfântul Pavel nu are legătură cu Sfântul Apostol Pavel, cel care este apostolul neamurilor. Sfântul Pavel, Xiropotamiteanul, cum mai este denumit, a trăit în secolul al X-lea, a fost și el contemporan cu Sfântul Atanasie cel Mare și este, se pare, ctitorul acestei mănăstiri care îi poartă numele, mănăstirea Sfântul Pavel, dar și al mănăstirii Xiropotamul, care puteam să o vedem dacă drumul nostru ar fi plecat din portul Dafni spre Careia, spre capitala Sfântului Munte. Ceea ce este foarte important de remarcat la această mănăstire este faptul că, așa cum spuneam, este construită în secolul al X-lea de Sfântul Pavel. Două odoare de preț are această mănăstire a Sfântului Pavel, respectiv icoana făcătoare de minune a Maicii Domnului, izvorătoarea de mir, Mirovlitisa, și darurile celor trei magi pe care aceștia le-au adus Mântuitorului Hristos la peștera nașterii din Betleem. Ca și în cazul celorlalte mănăstiri, și Sfântul Pavel a fost distrus de pirați, dar și de către cruciați, motiv pentru care părinții au apelat din nou la domnitorii români. Astfel, biserica a fost zidită din temelie de către Ioan Constantin Basarab și Constantin Brâncoveanu. Dintre ctitorii români, care au mai ajutat la întreținerea și renovarea mănăstirii, amintim pe Sfântul Ștefan cel Mare, care a construit un baptisteriu și un apeduct. Frații craiovești, care au oferit importante sume de bani, dar și pe Neagoe Basarab cu fiul său Teodosie, care au construit turnul de apărare și zidurile de incintă. Turnul avea să fie terminat de către voievodul Petru Rareș. Ceea ce este important de precizat este faptul că de această mănăstire depinde, din punct de vedere organizatoric, schitul românesc Lacu, la care vom ajunge și noi în curând.